Bună seara, sunt Corina Hrom și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna la zi. Haideți să urmărim împreună cele mai importante evenimente ale săptămânii. Ce a fost și ce a ajuns? Poșta Română se află la un pas de a intra în faliment. Unul dintre motive este și faptul că, de-a lungul timpului, au fost încheiate mai multe contracte dezavantajoase, după cum spune chiar șeful instituției Ion Smeianu. Una dintre firmele care au păgubit Poșta Română aparține unui protejat al fostului președinte al Camerei Deputaților, Robert Anastase. Mai mult decât atât, Agenția Națională de Administrare Fiscală a descoperit că instituția are și o datorie de 25 de milioane de euro. Primul contract păgubos încheiat de Poșta Română are o valoare de 20 de milioane de euro și se referă la flota de mașini care deservește activitățile poștei. Mașinile fiind luate în leasing nu au putut fi dotate conform normelor privind securitatea transporturilor de bunuri și valori. Următorul contract păgubos are o valoare mai mică, dar tot de ordinul milioanelor de euro. Contract care știți foarte bine, contractul cu STS, nu STS-ul societatea cunoscută, ci o firmă de apartament care ne-a dat o țeapă de 5 milioane de euro. Țeapă se numește. Deci s-au angajat prin contract că ne instalează POS-uri, au trenat instalarea POS-urilor și s-a reziliat contractul cu o literă greșită. Rezilierea în fața instanței cu literă greșită a însemnat plata penalităților conform contractului de 5 milioane de lei. De 5 milioane de euro. Urmează un alt contract de 5,8 milioane de euro pe 5 ani pentru servicii de asistență medicală. Un contract de tip abonament, care nu poate fi reziliat. În opinia șefului Poștei Române, firma aparține unui protejat de-al Robertei Anastase. Alfa Medical, cu care mă chinui acum. Firmă din... Știți dumneavoastră din ce o gradă este, nu trebuie să mai spun. Este din zona Prahova. Da, cineva care știe să numere foarte bine zona Prahova și protejatul de... Pentru cumpărarea unor echipamente multifuncționale, Poșta Română a încheiat un contract de 7 milioane de euro. În fapt, echipamentele nu ar costa mai mult de 15-20 de dolari bucata. Un alt contract păgubos a fost încheiat și cu un operator de servicii aeriene, care ar fi adus Poștei Române pierderi de 7 milioane de euro. După raportul ANAF, potențialii investitori și-au pierdut interesul. Nicio companie nu a cumpărat caietul de sarcini pentru privatizarea companiei naționale Poșta Română până pe 28 mai la expirarea termenului. Anunțul a fost făcut de directorul general al companiei Ion Smeianu. Poșta Română are în prezent 32.000 de salariați și peste 4.400 dintre aceștia urmează să își piardă locurile de muncă în urma restructurărilor care vor avea loc în luna iulie. Potențialii investitori interesați să participe la privatizarea Poștei au solicitat prelungirea perioadei de depunere a ofertelor neangajante după ce ANAF a calculat în urma unui control noi datorii fiscale de 107 milioane de lei. Potrivit directorului general al Companiei Naționale Poșta Română, Ion Smeianu, decizia privind amânarea aparține guvernului. Potențialii investitori au cerut amânarea procesului de depunere a ofertelor. Această decizie nu mai aparține decât guvernului României. În ședința de guvern se va lua în discuție ce este necesar pentru a face ca acest proces să devină un proces de succes pentru poștă. Se iau în calcul inclusiv elemente care să crească atractivitatea societății, cum ar fi conversia datoriilor istorice la bugetul de stat în acțiune, a spus Ion Smeianu. Acesta a declarat că până în acest moment nu a fost depusă nicio ofertă și nu a fost achiziționat dosarul de prezentare de către niciun potențial investitor. Directorul companiei a enumerat câteva motive care au avut un impact negativ asupra privatizării companiei, iar unul dintre acestea îl reprezintă prestarea serviciului universal de poștă încă un an, fapt care ar avea un impact economic negativ. În total, Poșta Română are în prezent obligații fiscale care depășesc 240 de milioane de lei. Acționarii Companiei Naționale Poșta Română sunt Ministerul pentru Societatea Informațională 75% și Fondul Proprietatea 25%. Bugetul Poștei Române pentru acest an prevede venituri totale de 1,26 de miliarde de lei și profit zero, în prezent compania având circa 32.000 de angajați.
Infotrip 2013 s-a încheiat la Năvodari într-o atmosferă de excepție. Timp de aproape o săptămână, peste 600 de agenți de turism și tur operatori din toată țara au făcut cunoștință cu cele mai fierbinți puncte de atracție ale litoralului, pe care acum le vor promova la rândul lor. Orașul Năvodari se află, bineînțeles, pe lista celor mai frumoase destinații de vacanță pe malul Mării Negre. Ultima seară festivă din cadrul Infotrip 2013 nu va fi ușor de uitat pentru cei care au participat la petrecere. Nu au lipsit dansurile de cabaret, dar nici cele țigănești, dobrogene sau orientale. Hotelierii, gazde ale agenților de turism spun că au avut cu ce să-și încânte oaspeții. Pachetele pe care le oferă sunt pentru toate categoriile de turiști. În zona de sud oferim, ne-am gândit să targetăm segmentul de clientelă familie cu copii, în mod special, să nu acordăm atenție altor tipologii de distracție sau de divertisment și să ne axăm doar pe necesitățile sau dorințele unei familii cu copii care dorește să meargă în vacanță. Sunt convinsă că vor vorbi despre ce s-a întâmplat în seara aceasta aici, altfel decât până acum. Sunt convinsă că vor povesti mai departe și sunt convinsă că volumul de turiști care vor veni de acum încolo va fi cu siguranță mai mare. După cele 4 zile în care agenții de turism au luat la pas toate stațiunile de pe litoralul românesc, ultima oprire, dar nu și cea din urmă, a fost făcută la Năvodari. Și tot aici au avut parte și de cea mai mare distracție. Acum câțiva ani, îmi amintesc, în momentul în care nu exista nimic în Năvodari, turistic vorbind, în această zonă, cel puțin unde suntem, încă de atunci spuneam în interviurile către presă, Năvodari va fi o stațiune, viitoarea stațiune turistică. Realitatea a dovedit că am făcut un pronostic bun atunci. Mă bucur fantastic de mult că avem un primar care încurajează investițiile în hotelărie aici în Năvodari, investiția în turismul românesc din Năvodari și pentru că Năvodari este cea mai nouă stațiune turistică, de aceea a fost lăsată la urmă în infotripul nostru, tocmai pentru ca toți agenții să plece cu o impresie foarte frumoasă, pentru că au descoperit aici alt concept de stațiune. Ce găsim la Năvodari? Plajă lată, mare, din ce în ce mai multe spații de cazare, de divertisment, restaurante, găsim securitate, găsim ospitalitate, ceea ce trebuie turismului românesc. Și sunt fericit că lucrurile astea se întâmplă la Năvodari. La Năvodari se poate face turism de la tabăra de copii pentru tineret până la el cu barba sură, până la pensionar. Foarte important. Și de la an la an dezvoltăm lucrul acesta. Tur operatorii și agenții de turism au plecat acasă cu un bagaj plin de oferte și modalități de distracție la malul mării, iar orașul Năvodari întâmpină an de an cerințele turiștilor. Expo Agroutil este un târg internațional de utilaje agricole. Zeci de bijuterii pe 4 roți au fost expuse aici, iar fermierii din Constanța și nu numai le-au putut admira până astăzi. Desigur, cei cu buzunarele mai pline au și achiziționat câteva. Expoziția a avut loc în stațiunea Mamaia, unde peste 40 de firme din întreaga țară și din străinătate au participat la eveniment. Este o manifestare care vrea să arate că agricultura românească, județul Constanța-Dobrogea, reprezintă un potențial de dezvoltare. Nu în ultimul rând, în cadrul acestei manifestări vor avea loc simpozioane tematice. La deschiderea expoziției a fost prezent și prefectul Constanței, Eugen Bola. Este de salutat această inițiativă a Camerei de Comerț, a Direcției Agricole, de a organiza acest târg expozițional. Una dintre problemele stringente ale agriculturilor o reprezintă în continuare sistemul de irigații. Chiar și autoritățile recunosc faptul că în secolul 21 recolta depinde de capriciile vremii. Acest an eu cred că o să fie foarte benefic pentru toți agricultorii, deoarece, după cum ați observat și noastră, precipitațiile sunt ce au fost.
în cantități destul de bune pentru recoltele, culturile mari, și sperăm că vor mai fi precipitații și atunci sigur că nu o să avem probleme cu recolta la grâu, la porumb, la flarasoare. Anul acesta, cred că 60% producția de anul trecut, dar nu știu, toți zic că facem, nu știu cât, dar cel puțin la noi în Dobrogea. Cu irigațiile cum stăm? Irigațiile cum stăm, nu s-a ruinat, fier vechi, s-a vândut, n-a rămas nimic. Și chiar dacă mulți și-ar permite achiziționarea unui sistem de irigații, o problemă o reprezintă și sursele de apă, care în foarte multe cazuri sunt departe de terenurile cultivate și astfel irigarea plantației devine imposibilă. Nu există nimic în sistemul vechi, nici măcar stațiile de aducțiune de la Dunăre. Să zicem că în Dobrogea ar mai fi pe canal una, din câte știu eu, una pe canal în zona Basarabiului care funcționează. Dar rest nu știu să vă spun multe. S-ar putea face ceva, s-ar putea face măcar dacă s-ar asigura apă pe canale. Ce oferte au expozanții? Deci calitatea este comparabilă cu firmele mari care produc astfel de instalații, dar prețul este mic, deoarece noi faptul că le producem și faptul că am căutat să reducem costurile de producție cât mai mult, ne-au făcut să avem niște prețuri mici și accesibile pentru fermieri. Prețul mi se pare ok față de ce am văzut. Undeva la 2300 de euro. Deci prețurile sunt accesibile. Da, accesibile. Da, mi se pare accesibile. O să mergeți cu un utilaj ăsta acasă? Sperăm că da. Fermierii interesați de utilaje, îngrășământ sau alte produse pot vizita târgul Expo Agroutil până pe 1 iunie. Premierul Victor Ponta a vizitat în această săptămână cel mai mare tank petrolier construit vreodată în România. Botezul navei comerciale a avut loc în șantierul naval din Constanța. Nava are o capacitate de 86.000 de tone deadweight și face parte din flota unei mari companii mondiale specializate în transportul de produse petroliere și chimice. Histria Ambra, pe numele ei, este una dintre cele 21 de nave construite în portul Constanța în ultimii ani, iar veniturile înregistrate de aceasta ajung la 825 de milioane de euro. Comandantul navei s-a dovedit a fi chiar finul lui Traian Băsescu. Premierul Victor Ponta a făcut o vizită fulger la șantierul naval din Constanța, invitat la lansarea la apa navei Histria Ambra, un tank petrolier imens. Primul ministru a urcat la bord și s-a interesat de viața marinărească. A fost o oprire neprevăzută pe drumul spre județul Brăila, unde avea programată o vizită de lucru. Spre deosebire de alți oameni politici, începând evident cu președintele țării, e un domeniu pe care îl cunosc destul de puțin, din păcate. Însă cu atât mai important pentru mine este să am ocazia să văd cu ochii mei, să vorbesc cu cei care asta fac de o viață întreagă, construiesc nave, reușesc să arate că și în România putem să construim o navă gândită de specialiști români. Au fost primele cuvinte pe care le-au auzit gazdele rostite de premier chiar la coborârea din mașina care l-a adus pe cheu. A fost o aluzie aruncată din mers către președintele Traian Băsescu, care nu a onorat invitația lansată de șantierul naval. În altă ordine de idei, nava este un petrolier de 86.000 de tone deadweight și este proiectată și construită integral în România. Plecarea din șantierul naval a colosului de oțel din fața dumneavoastră încheie seria de 21 de nave lansate în producție în 2005. Suntem mândri, dar în același timp și puțin triști, când spunem că este singura navă gândită și realizată de specialiști și proiectanți români. Premierul a fost invitat de gazde la bordul tancului petrolier, unde comandantul și ofițerii au fost ghizi într-un tur scurt de vizitare. Un sistem de power management, de nevoie, pornește unul, se oprește, pornește celălalt. Gazdele i-au oferit premierului și un cadou aniversar, macheta vasului, de care a promis că va avea grijă să o așeze la loc de cinste.
O să pun nava la guvern, sper să nu apară o nouă problemă politică, că avem și la guvern nave, dar vă mulțumesc pentru cadou. Mult controversatul proiect al gazelor de șist este acum susținut de Victor Ponta. Premierul spune că România nu ar trebui să renunțe la explorarea acestora. Ponta a precizat că avem cel mai ieftin gaz din Uniunea Europeană și a adăugat că în timp ce pe continent prețurile au tot crescut, în Statele Unite s-au redus pe fondul boom-ului industriei gazelor de șist. A uitat însă să precizeze efectele pe care le-ar avea asupra mediului înconjurător aceste explorări dacă metoda folosită ar fi fracturarea hidraulică. În contextul în care exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulică a stârnit reacții violente din partea ONG-urilor, dar și a cetățenilor, premierul Victor Ponta face afirmații care alimentează și mai mult situația deja tensionată. Acesta spune că trebuie să valorificăm această oportunitate, care este benefică pentru țara noastră. La gaz suntem, cred, țara cu cel mai ieftin gaz oferit populației la prețuri, la energie electrică de asemenea în primele trei în sens pozitiv. E vorba de securitatea energetică a României, e vorba de interesul nostru pe termen mediu și lung și e vorba dacă vrem în continuare să fim dependenți de importul de gaze din Rusia, de unde vin ele, sau dacă vrem să fim noi producători. Vreau să fim o țară care își înțelege interesele. În același timp, Ponta a transmis ministrului mediului Rovana Plumb că și alte resurse trebuie exploatate cu respectarea normelor de mediu și fără ca executivul să se lase influențat de campanii mediatice. Trebuie să mergem mai departe pe drumul corect pe care au mers Statele Unite ale Americii, merg țările europene, acela de a explora noi surse de energie, repet, cu respectarea tuturor normelor de mediu, cu informarea corectă a populației. Compania americană Chevron a obținut deja permisiunea de a prospecta zona orașului Bârlad în căutarea gazelor de șist. Exploatarea stârni controverse în întreaga lume. Fracturarea hidraulică prin care se extrage această resursă a fost interzisă în țări precum Franța sau Bulgaria, însă este folosită la scară largă în Statele Unite. Unii activiști pentru mediu susțin că tehnica ar putea elibera hidrocarburi în sol și în pânza freatică. România, Marea Britanie, Ungaria, Polonia și Spania au pledat pentru exploatarea gazelor de șist la ultimul Consiliu European de săptămâna trecută, însă protestatarii de la Bârlad îl acuză pe premierul Victor Ponta că nu are o poziție fermă față de acest lucru. Guvernul Ponta a adoptat anul trecut un memorandum prin care activitatea Chevron a fost suspendată, însă după expirarea lui în decembrie 2012, prim-ministrul s-a declarat în favoarea gazelor de șist. Chiar dacă potrivit analizelor efectuate, lucrările de curățare a navei Flaminia nu reprezintă niciun risc pentru mediul înconjurător și pentru populație, există totuși un domeniu afectat de prezența navei în portul Constanța. Câțiva turiști au renunțat deja la ideea de a mai veni pe litoralul românesc în acest an din acest motiv. La două săptămâni de la intrarea vasului în port, circulă deja ipoteze potrivit cărora decontaminarea containerelor de pe nava Flaminia ar aduce prejudicii uriașe economiei locale și hotelierilor de pe litoral. Odată cu emiterea avizelor care atestă că încărcătura navei Flaminia nu va pune în pericol viața lucrătorilor și a locuitorilor din județ, prefectul Constanței, Eugen Bola, a dat undă verde vasului. Acesta a precizat că toate metodele de curățare a containerelor sunt foarte bine analizate, astfel încât să nu existe niciun pericol. Aceste containere, deci, vor fi spălate, decontaminate, depozitate, vor fi tăiate la anumite dimensiuni pentru a fi valorificate cu titlul de fier vechi. Apa rezultată din spălare va fi tratată de un atelier mobil, de un laborator mobil aflat acolo. În cazul în care există, și ca să nu se blocheze tot ciclul acesta al descărcării, în cazul în care este foarte murdară, foarte contaminată această apă, deci este tratată odată, este încărcată în cisternă și trimisă. Era vorba să meargă și în acest moment, tot în Prahova, la o societate al cărei nume nu vi-l mai dau ca să nu apară alte discuții, dar numele acestei societăți nu a fost amintit la niciun post de televiziune, da?
că au apărut tot felul de zvonuri, că apa asta o să fie pierdută pe drum, că este o societate care nu are abilitarea, nu este avizată, nu are aviz de la mediu și așa mai departe. Deci este o societate, a fost și am luat toate măsurile să, și suntem siguri că apa contaminată de aici o să ajungă la destinație unde va fi prelucrată și nu vor mai fi niciun fel de probleme. Cu mâlul acela, cu șlamul acesta, deci există un fel de centrifugă, nu am pregătirea necesară, vă dau amănunte de ordin tehnic, un fel de centrifugă, partea, deci apa din acest mâl este scoasă, același procedeu de tratare, da? Mâlul ăsta este format din ce? Din apa de mare pe care au aruncat-o într-o veselie să astupe, să stingă incendiul, din agentul chimic de stingere, o spumă folosită la stingerea incendiului, cenușa rezultată în urma arderii conținutului acelor containere și, acest lucru ne-a dat nouă bătaie de cap, aceea o mixtură, o amestecuri de diferite substanțe care nu s-au distrus prin ardere. Mălul, deci apa din acest măl este trasă și e decontaminată, iar mălul care rămâne, partea solidă, să-i spunem, urmează să fie adunată, brichetată, asta la Brăila și folosită la coardere, că vorbim de siderurgie sau că vorbim de industria cimentului. La ora actuală, la bordul navei Flaminia se află 8.000 de tone de deșeuri metalice și 1.000 de tone de șlam, un amestec de mâl cu apă de mare, substanțe folosite la stingerea incendiilor și alte substanțe toxice neidentificate încă. Administrația locală Costinești a prevăzut în urmă cu o lună că nava va acosta în portul Constanța și a emis o hotărâre de Consiliu Local prin care interzice depozitarea oricărui tip de deșeuri de pe Flaminia în cele două grope ecologice din localitate. Vedeți, acum o lună de zile nu se punea problema ca această navă să se apropie de teritoriul României, era ținută la 3 mile în larg și se discuta în condiții de maximă siguranță ce fel de substanțe se află pe această navă. Noi, fiind totuși în alertă datorită presiunilor care se fac pe zona Costinești cu gazul de șist și cu substanțe cu fracturare hidraulică, care presupune, printre altele, introducerea în subsol cu presiune foarte mare a unor substanțe toxice, având cunoștință în același timp de substanțele, deșeurile care s-au identificat pe această navă, am început să facem câteva investigații. Sunt câteva elemente și o să vorbim strict de aceste elemente care ne-au dus la ideea că este posibil ca această navă să ajungă pe teritoriul României, iar noi, având două gropi ecologice de gunoi, am luat măsuri preventive și am emis o hotărâre de Consiliu în unanimitate pentru interzicerea introducerii pe teritoriul Comunei Costinești a oricăror substanțe sau gunoaie care provin de pe această navă. Acum vom lua o scurtă pauză publicitară, însă rămâneți alături de noi. În continuare vom afla informații despre noile taxe pe care vor să le impună guvernanții, dar și despre ce schimbări mai fac aceștia în învățământ. Revenim! S-a schimbat de atâtea ori până acum că nici nu mai știm ce să mai credem. Sistemul educațional a suferit o nouă modificare. De această dată s-a umblat la structura anului școlar. Anul următor, elevii vor învăța în total 176 de zile, cu 3 mai multe decât în acest an. Cele două semestre vor fi împărțite în mod egal, iar vacanța mare va începe pe 21 iunie. Calendarul se află în dezbatere publică și este foarte probabil că anul școlar 2013-2014 să fie cu câteva zile mai lung. Porțile școlilor se vor deschide luni, 16 septembrie. Elevii vor învăța cu 3 zile mai mult ca în acest an școlar, potrivit noului proiect de lege al Ministerului Educației. Dacă proiectul va fi aprobat, cele două semestre vor fi împărțite în mod egal. Prima vacanță va avea loc în perioada 20 noiembrie 2013, doar pentru elevii din învățământul primar și preșcolar. E vorba de
anul școlar 2013-2014, unde există o propunere pentru 36 de săptămâni, însemnând un număr de 176 de zile lucrătoare, cu câteva excepții pentru clasele a 8-a, sigur a 12-a. Vacanța intersemestrială va fi în perioada 1-9 februarie. După nici două luni de școală, pe 11 aprilie va începe vacanța de primăvară, iar elevii vor reveni la cursuri pe 23 aprilie, la 3 zile după Paște. Anul școlar se va încheia pe 20 iunie. Și pentru că modificările făcute pe ultima sută de metri sunt la modă în România, iată că viitorilor absolvenți de liceu li se mai pregătește ceva. Cu doar două săptămâni înaintea examenului de bacalaureat, elevii au aflat că se schimbă subiectele. De parcă nu ar fi fost de ajuns că cei mai mulți dintre ei oricum nu erau pregătiți suficient pentru acest examen, acum absolvenții claselor a 12-a vor avea cerințe mai grele sau mai ușoare în funcție de profil. De exemplu, cei de la Real ar trebui să aibă subiecte mai ușoare la limba română, cel puțin la nivel teoretic. Unii elevi spun însă că o astfel de regulă nu s-a aplicat la simulările din primăvară ale examenului, ceea ce acum îi pune în încurcătură și mai mult. Deși schimbările ar fi trebuit anunțate cel târziu la începutul anului școlar, Remus Pricopie s-a hotărât să modifice bacalaureatul cu 13 zile înainte de începerea examenelor. Structura probelor va rămâne aceeași, numai puțin conținutul va fi diferit în funcție de specializarea pe care au terminat acești elevi. Aceasta înseamnă că elevii care sunt la profil real sau tehnologic vor avea subiecte mai ușoare la proba de limba și literatura română față de absolvenții de uman. Am analizat rezultatele, să știți că noi n-am observat diferențe valorice între elevii de la uman și de la real, ci între elevii care au învățat și elevii care nu au învățat, indiferent de profil. Că au fost situații concrete în care unul sau două subiecte de la real au fost chiar mai dificile, mai subtile decât ceea ce s-a pretins elevilor de la uman. Beatrice este în clasa 12-a la Școala Centrală din București, la profilul uman. Are 7 ore de limba română pe săptămână în orar. Ea spune că la simularea examenului a observat diferențe la subiecte față de colegii de la real. La primul subiect cred că este puțin mai ușor decât la noi și au avut mai multe alegeri la subiectul 3 față de noi. Nouă ni se impune ceva anume, o operă anume și ei au de ales, dar mi se pare ok. Și colegele ei au aceeași părere despre bacalaureatul diferențiat. Mi se pare corect această diferențiere? Bineînțeles, pentru că cred că bacul trebuie să fie luat de toată lumea și cred că e un lucru bun. Profesorii cred că măsura a fost luată pentru reducerea numărului celor care nu iau notă de trecere la bacalaureat. Taxe peste taxe și impozite peste impozite. Cea mai recentă propunere venită de la Ministerul Sănătății vizează taxarea pacienților care solicită îngrijirile și consultațiile unui anumit medic. Și dacă ne făceam probleme până acum că mai mari țări nu își fac treaba, iată că ne-am înșelat. Atenția guvernanților este îndreptată spre modalități de a încasa bani de la pacienți. Preferințele se plătesc. Pacienții care vor solicita un anumit medic vor trebui să scoată bani din buzunar. Plata pentru medicul pe care îl alegi este o practică în aproape toate țările din Europa, pe de o parte. Pe de altă parte, iarăși pune în carul înaintea boilor, lucru pe care l-am spus de nenumărate ori, când m-am și săturat să-l tot explic. Dar încă o dată, a cere pacientului bani în buzunar, în afara unei asigurări private, nu este un lucru normal. Constanțenii nu sunt de acord cu noua taxă, mai ales că aceasta nu ar fi singura pe care trebuie să o plătească. Nu sunt de acord. Cu toate că nu contează părerea mea, dar e încă o taxă, pe lângă alte sute, care contează. Eu am scos întotdeauna bani din buzunar. E greu pentru că plătim o grămadă datorii și ne oprește și la stat o grămadă datorii CNAS-ul acela de sănătate și nu ar fi corect să plătim bani în plus când o să mergem la spital. Ar fi chiar o tâmpenie, nu știu. Așadar, guvernul își îndreaptă încă o dată atenția asupra modalităților de a încasa bani de la populație, în timp ce problemele mai grave nu și-au găsit nici până acum rezolvare.
Nu ne este străin faptul că în spitalele din România se moare cu zile. În cazurile de urgență, bolnavii din țara noastră sunt condamnați la moarte sigură. Totul pentru că România este guvernată de oameni care nu au ce căuta la putere, iar multe din legile noastre sunt făcute de niște incompetenți. O pacientă din Constanța bolnavă de cancer în ultimul stadiu nu a putut fi transportată la domiciliu cu ambulanța pe motiv că nu permite legea. Totul s-a întâmplat într-un spital din Craiova. Pacienta care locuiește în Constanța are cancer osos în fază terminală, iar cadrele medicale nu o mai pot ajuta. Tot ce au putut să facă medicii a fost să o externeze, pentru ca femeia să-și petreacă ultimele clipe acasă, alături de cei dragi. Deci era ultima noastră șansă. Domn profesor era singurul care ne putea ajuta. Asta a fost părerea mea la vremea aceea și trebuia încercat. Însă acest lucru pare imposibil în țara noastră. Internată la Clinica de Oncologie din Craiova, femeia urma să fie transferată duminică seara la Constanța. Culmea este că Serviciul de Ambulanță Craiova a refuzat transportul, pe motiv că nicio externare la domiciliu nu beneficiază prin lege de ambulanță, doar în cazul unui transfer către un alt spital de grad superior. Și este neoplasm în ultima fază și este de fapt o externare. Și am explicat că nu este urgență. Externarea la domiciliu nu mai reprezintă o urgență, este distanță foarte mare la Constanța. Doctorul care a tratat-o pe pacient a făcut singur demersuri la o firmă privată de ambulanțe. Pentru că familia nu a avut suma necesară transportului, cei mai mulți bani au fost achitați chiar de șeful clinicii de oncologie din Craiova. Dar este inuman ca o lege să interzică salvărilor de la stat, între ghilimele, să ducă bolnavii de cancer nedeplasabil la domiciliul lor. M-au sunat să-mi spună că nu se poate, eu stăteam în birou, sunam alți conducători ai lumii medicale și le-am spus, bine, atunci întreabă cât ne costă să plătim noi, gândindu-mă că la stat va fi mai ieftin și vom strânge doctorii bani. Și ni s-a dat o cifră de aproximativ 25 de milioane. Ca să ajungem la privat și ați văzut, bolnava pleacă cu 15. Și vorbim de bolnav de cancer. Da. E uman? Cu stare generală critică. Care așteaptă doar să ajungă acasă la ei, știind chiar că nu au poate nicio altă soluție de un alt tratament oncologic. Salvată de bunăvoința cadrelor medicale din Craiova, pacienta va ajunge miercuri seară în sânul familiei. Au spus că le închid și atât, pentru că nu s-a mai întâmplat nimic de când ministrul sănătății Eugen Nicolescu a anunțat că toate policlinicile cu plată din țară se vor desființa. Au trecut 2 luni de atunci, hotărârea trebuia să intre în vigoare cel târziu pe 15 mai, dar iată că este deja 1 iunie și nu a avut loc nicio schimbare. Nici la această oră, Direcția de Sănătate Publică din Constanța nu a primit vreo noutate sau înștiințare în acest sens. Medicii care lucrează în policlinicile cu plată din toată țara nici nu mai știu la ce să se aștepte. Hotărârea de guvern privind închiderea unităților a fost dată la 15 martie, iar de atunci nicio mișcare. După ce le vom finaliza o săptămână, 10 zile, vom da forma finală actelor normative și în funcție de prioritatea unora sau altora le vom promova în regim de urgență pe unele sau în regim obișnuit pe altele. Astfel încât la 31 aprilie sau cel mai târziu, mi-am propus eu în 15 mai să putem să încheiem tot procesul de reorganizare și restructurare. Orice zi care va trece peste aceste termene înseamnă că economiile pe care le intenționăm se vor micșora pentru că acele cheltuieli se vor produce și nu pot să mai beneficiez de acei bani. Eu în continuare mă uit cu multă teamă că mulți oameni se vor uita la noi, că le-am promis ceva și nu ne-am îndeplinit promisiunile. De aceea vreau să grăbesc procesul ca omul să vadă că facem ceva pentru el, declara Eugen Nicolescu în luna martie. Inițial se vehicula că hotărârea de guvern prin care policlinicile cu plată sunt desfințate intră în vigoare la 15 aprilie. Încă acest lucru nu s-a întâmplat, dar nu este exclus să aibă loc brusc. O parte din pacienții care beneficiază de serviciile policlinicii din Constanța spun că nici nu știau de decizia luată de cei de la putere. Și așa în spitale e jale, mai închide și pe astea, înseamnă că oamenii o să fie nemulțumiți, bolnavii o să fie din ce în ce mai nemulțumiți, așa cred eu. În momentul în care nu găsim un medic, venim la policlinica cu plată și plătim și... Deci nu mi se pare normal. Ei nu sunt de acord, dar cred că astea au mai rămas de închis, că restul au închis, probabil ce au mai putut.
Decizia guvernului pare de neînțeles chiar și pentru medicii care lucrează aici. Asta pentru că policlinica s-a autofinanțat, ba chiar a înregistrat profit. Măsura închiderii unității medicale face parte din proiectul de lege privind desființarea direcțiilor de sănătate publică. Și tot despre taxe vorbim și atunci când vine vorba despre podul de la Calafat. Ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, promite că acesta se va deschide numai târziu de 14 iunie. Dar asta nu este tot. Pentru trecerea acestui pod se va institui și o taxă de 6 euro. Ca să poată fi încasată însă, mai trebuie instalate cabinele destinate polițiștilor de frontieră. Tot pe 14 iunie va fi înființată o societate mixtă româno-bulgară care va opera podul și care va percepe o taxă de 6 euro pe autoturism pentru fiecare traversare acestuia. Taxa de pod s-a negociat, chiar ieri s-a terminat negocierea, este 6 euro, la fel ca și taxa de la podul de la Giurgiu. Partea din taxe care va reveni României și Bulgariei este proporțională cu aportul celor două țări la construcția podului, adică 87-13. Dar 83-17, 83% partea bulgară, 17% partea română. România și Bulgaria au semnat acordul de realizare a celui de-al doilea pod peste Dunăre încă din 2000, însă demararea lucrărilor a întârziat din lipsă de fonduri. Podul cu o lungime de 1791 de metri, comparabilă cu cea a pasajului Bazarab din București, va avea două benzi rutiere pe fiecare sens de mers, o linie de cale ferată, două tronsoane și o pistă pentru bicicliști. Podul de la Calafat Vidin a costat în total aproape 300 de milioane de euro, dintre care România au asigurat o finanțare de circa 72,5 milioane de euro, iar bulgarii circa 226 de milioane de euro. A dat un tur al Constanței cu taxiul, iar când a ajuns la destinație, în loc să plătească, clientul l-a înjunghiat pe șofer. Bineînțeles, imediat după ispravă, făptașul s-a făcut nevăzut. Taximetristul a anunțat dispeceratul. În doar câteva minute, mai multe ambulanțe și mașini de poliție au ajuns la locul incidentului. Taximetristul își luase clientul din zona Institutului de Marină din Constanța. Nu i s-a părut nimic suspect la el. I-a cerut să-l ducă într-o zonă periferică a orașului. Mi-a spus să-l duc și... Așa din senin? Din senin, da. Și când prima dată a zis să mă opresc la Tom și Jerry să-l duc și după aceea să fac dreapta aici pe Corbule. Și aici, când am vrut să-i opresc ceasul, a spus cuțitul și a dat cuțitul din spate. El era pe banca din spate. Nimic, n-am vorbit, mi-a mulțumit și până a dat cu cuțitul și atât. Ar fi vorba despre un tânăr cu vârsta cuprinsă între 20 și 25 de ani, păr ondulat, șaten, îmbrăcat cu un tricou alb și bermude. Alarma a fost dată la 112 de dispeceratul firmei de taximetrie. Zona a fost împânzită de oamenii legii și de ambulanțe. Dar v-a părut băut, drogat? Nu. Cred că drogat era, că altfel nu se... Și n-am mai întâlnit să mulțumească și să dea cuțitul, pardon. Să mulțumească și să dea cuțitul, n-am mai întâlnit. Localnicii din zonă sunt stupefiați. I-a tăiat gâtul la băiatul respectiv, la taximetrist. Dar știți cum, de ce? Nu știm chiar așa cu amănuntul, dar așa în mare. Că, na. Știți de ce? Era... S-au certat? Nu știu ce discuții au avut ei între ei, nu știu nimica. Dar asta e. Că lumea e rea în ziua de astăzi și e nebună, că s-a nebunit toată lumea, mamă. Poate să fie orice, poate să fie beat, poate să fie drogat, nu poți să știi niciodată aparențele înșeală. Polițiștii îl caută acum pe agresor în tot orașul. Nu au deocamdată niciun indiciu în legătură cu locul în care s-ar putea afla, ci doar semnalmentele lui. Moarte fulgerătoare în curtea sucursalei Electrocentrale Constanța. Un muncitor a căzut ca secerat la pământ chiar în timpul orelor de lucru. Colegii au chemat imediat ambulanța, însă medicii s-au chinuit în zadar să-l țină în viață pe bărbat. Acesta suferea de afecțiuni cardiace și se pare că a avut o criză care i-a fost fatală. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 11 în curtea CIOT Constanța. Bărbatul în vârstă de 52 de ani a căzut brusc la pământ. Colegii de echipă spun că nu prezentase înainte semne că i-ar fi rău. L-au stropit cu apă rece, iar când au văzut că nu răspunde niciun fel la stimul, au sunat la 112. Am fost solicitați pentru un pacient în stop cardiorespirator. A ajuns de prim răspuns un echipaj cu asistentă care iniția manevre de resuscitare, continuate de echipaj cu medic.
din păcate irreversibile, la manevrele de resuscitare s-a declarat decesul pacientului. Pe fir au intrat și polițiștii, dar și inspectorii de muncă. Anchetatorii au stabilit că moartea a survenit din cauze naturale, însă nu se pronunță asupra cauzei oficiale până după autopsie. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că este vorba de un bărbat de 52 de ani. Cadavrul bărbatului a fost transportat la morga Cimitirului Central Constanța în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitatea cauzelor decesului. Inspectorii ITM vor stabili dacă victima avea toate analizele făcute la zi și dacă era aptă de muncă din punct de vedere medical. Însă abia după rezultatele necropsiei se va putea ști dacă cineva va fi sau nu tras la răspundere pentru moartea muncitorului. Arhiepiscopia Tomisului este acuzată de furt și trafic de influență de reprezentanții Asociației Așezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina. Din aceeași organizație face parte și părintele Picu, cel care a fost caterisit la începutul anului. Acum, fostul preot s-a întors din Italia și a participat la liturghie în curtea bisericii la care până nu demult a slujit. Totul pentru a se întâlni cu o parte din enoriași care îi sunt alături și care îl sprijină în demersurile pe care acesta le face. Zeci de credincioși s-au adunat în curtea Bisericii Sfântul Mina pentru a-l susține pe părintele Nicolae Picu. Reprezentanții Asociației Sfântul Mina acuză Arhiepiscopia Tomisului de furt și trafic de influență. S-a întâmplat un fapt foarte, foarte grav pentru statul de drept, în primul rând. Două clădiri ale unei asociații, înregistrate conform legilor statului, un patrimoniu întreg, a fost furat printr-o statut al unei biserici ortodoxe, deci nu printr-o lege. Autorizațiile de construire pentru ambele imobile și mai ales și pentru cea din spate au fost luate pe asociație. Deci titularul, dreptul de proprietate l-are asociația. Procesul verbal la fel, intabura la fel. În loc să se clarifice situația în instanță dacă ar fi avut vreo problemă printr-o hotărâre judecătorească care ar fi putut să fie titlul de proprietate, s-au dus la cartea funciară, au făcut o cerere de reexaminare după ani de zile, li s-a acceptat și s-a intabulat proprietatea pe arhiepiscopie prin lege. Așa ceva nu mai există de pe vremea lui Ceaușescu, de la naționalizări. Deci nu poți să furi prin lege. În primul rând, arhiepiscopia nu este instituție publică, este instituție de drept privat. O instituție de drept privat nu poate să ia, să prezinte ca și când ar fi instituție publică. Deci nu te poate expropria. Deci pur și simplu ne-au fost furate două imobile, dintr-o dată, care noi acum normal trebuie să contestăm, de să facem plângere împotriva încheierilor de intabulare și să ne luptăm în instanță cu avocații. Scandalul a început anul trecut când părintele Picu a refuzat să treacă lăcașul de cult și așezământul social în patrimoniul Bisericii Ortodoxe. La începutul acestui an, Nicolae Picu a fost caterisit. Am schimbat bilul de avion mai repede decât era programat, pentru că episcopia a reușit să facă prin manevre mai puțin ortodoxe, deci lucruri foarte grave. Dar acest lucru, chestia juridică, o las pe avocat să vorbească, pentru că îți va spune mai exact. Eu spun partea spirituală și, în mod special, această dragoste pe care credinciosul ne manifestă în susținerea, în ce privește îndepărtarea mea de la această biserică, în mod totul abusiv, pentru ce criterii, pentru lucruri care nu s-au spus, lucruri de fapt inexistente. Important este că rămânem în aceeași stare de rugăciune și de așteptare în mina și în grija lui Dumnezeu. Cei care doresc să-l susțină pe părintele Picu o pot face venind și duminica viitoare la biserica din Parcul Tăbăcăriei. Vrem părerea poporului credincios, să o știm care este vis-a-vis de această situație și de câtă susținere se mai bucură în realitate actuala conducere a Episcopiei din Constanța. Vrem să știm părerea dumneavoastră, părerea oamenilor, părerea poporului. Acestea au fost cele mai importante informații din săptămâna care tocmai a trecut. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă ediție a emisiunii cu cele mai importante evenimente sâmbăta viitoare la aceeași oră. Dacă aveți sugestii sau propuneri, nu ezitați să le trimiteți pe adresa noastră de mail săptămâna la zi@tvlitoral.ro. Vă urez un weekend plăcut în continuare. La revedere!